Ce v-a determinat să veniți aici, antrenor? Tot ceea ce se întâmplă aici, tot ceea ce înseamnă UTA. Faptul că am jucat împotriva UTEI cu Mediașul, ăla cred că a fost momentul în care am văzut ce înseamnă un club de tradiție, am văzut ce înseamnă să ai în spate niște fani incredibil de minunați și cred că atunci mi-am dat seama că am nevoie de așa ceva. E minunat, este altceva, este alt nivel. Cum e o zi la birou aici? Da, păi așa este, că ziua începe la birou, se continuă pe teren și se termină la birou. Este destul de grea și foarte intensă, mai ales că suntem într-o perioadă precompetițională, o perioadă de pregătire în care trebuie să punem la punct foarte multe lucruri, detalii, transferuri și nu este deloc ușor, pentru că UTA reprezintă ceva în fotbalul românesc și trebuie să aducem UTA acolo unde este locul, iar pentru asta trebuie să muncim foarte mult și să aducem și jucătorii care să se preteze pe ceea ce ne dorim noi, bineînțeles pe a face performanță. La cât veniți la stadion și la cât plecați de la stadion? Depinde de antrenament. Dacă antrenamentele sunt dimineața și îi chemăm pe băieți la ora 10, noi suntem la ora 8 aici și mai plecăm undeva la 4-5, în anumite cazuri și la 6-7, cum a fost aseară și nu e fără falsă modestie. Ieri am plecat, am stat de la ora 8 și un sfert, să zicem, până la ora 20-30. Astea sunt și nu se întâmplă de zi cu zi acest lucru, dar oricum nu plecăm niciodată mai devreme de ora 16-17. Încercați să duceți echipa în play-off. Încercăm să facem o echipă bună, încercăm să facem o echipă puternică, încercăm să devenim o echipă respectată de toți adversarii noștri, să jucăm un fotbal bun și să implementăm jucătorilor acea mentalitate sănătoasă, acea mentalitate de învingător. Asta încercăm și bineînțeles că ne dorim să câștigăm fiecare meci în parte, începând de la meciurile amicale până la cele oficiale și vom vedea la final. Mințim dacă spunem că nu ne dorim să mergem în play-off, să ajungem în play-off. Momentan trebuie să muncim la alte aspecte și trebuie să creionăm și să creăm o echipă care să merite să ajungă în play-off. Vă bazați pe dorința lui Cheșeru de a da goluri, de a ajunge din nou la națională, de a demonstra că este cine este? Da, eu cred că este, în primul rând, este un pariu al meu. Trebuie să construiesc în jurul lui și în jurul celorlalți o echipă competitivă care să-l ajute și el să ajute, bineînțeles că pentru asta a venit, să ajute acest club, să ajute echipa, jucătorii, iar ceilalți care sunt mai tineri să crească pe lângă el. Ce faceți dacă îl pierdeți pe Miculescu? Păi de ce să-l pierdem? S-a găsit încă clubul ăla care să plătească banii pe care îi merită, pentru că, da, acum e clar, este un copil foarte bun, este un copil care a demonstrat, un jucător care a demonstrat și a ajuns la o oarecare maturitate, dar el încă mai are mult de muncă, mai are multe lucruri de pus la punct și sper ca eu să reușesc să fac acest lucru într-un timp foarte scurt. Dacă va veni o ofertă bună pe care noi ne dorim și, nu știu, la nivelul valorii lui, probabil că vom lăsa să plece, dar dacă ne raportăm la sumele vehiculate prin presă, sub nicio formă nu va pleca pe banii aceștia, pentru că nu sunt eu de acord. În primul rând, asta pentru că am libertatea și am și acel ultim cuvânt în care pot să decid dacă un jucător vine sau pleacă. David deocamdată este aici, se pregătește, o face foarte bine. Chiar dacă sunt foarte multe, să zicem, vin tot felul de zvonuri, de oferte, mă bucur că rămâne cu picioarele pe pământ, este realist. Când va fi momentul și va veni și se va întâmpla exact cum ne dorim noi, va pleca. Dacă nu, nu. Care e antrenorul care v-a inspirat cel mai mult? Pot spune că sunt antrenorii care m-au inspirat cel mai mult. În primul rând, că vorbim aici de două faze, defensivă-ofensivă și, bineînțeles, păstrăm proporțiile și nivelul și calitatea jucătorilor. Pe faza ofensivă m-a inspirat foarte mult și l-am studiat la fel de mult pe Simeone. Îmi plăcea și îmi place Atletico, care acum s-a transformat. Bineînțeles, a devenit și Atletico o echipă de posesie, o echipă care joacă, o echipă care își creează ocazii foarte multe.
Dar în perioada aceea Atletico cred că era una dintre cele mai bune echipe din lume sau din Europa din punct de vedere defensiv. Și pe mine m-a entuziasmat atât de mult încât am început să studiez și cred că într-o, nu știu, mică sau mare măsură s-a văzut și în și la echipele la care eu am antrenat. Pe fază ofensivă trebuie să recunosc că de când eram la Liga a doua îmi plăcea foarte mult stilul lui Guardiola, mai ales cu acel număr 9 fals, pe care conjunctura a fost că a făcut că eu să nu am la Clinceni acel număr 9, nou pivot pe care îl cerem cu toții, un atacant central. Aveam un 9, dar la fel am implementat și am lucrat și am promovat pe tot ceea ce am studiat de la Guardiola. Mi-a ieșit și sunt foarte multe lucruri pe care încă îl studiez în continuare, dar în paralel a apărut și Klopp, care îmi place foarte mult ceea ce face la Liverpool și îmi place stilul lui și maniera lui. Și cred că aș vrea să mă asemăn și încerc să fac acest lucru, să mă duc puțin așa spre stilul lui Klopp. Este un joc mult mai rapid, un joc mult mai direct față de Guardiola, care stă foarte mult în posesie. Datoria noastră este să studiem, să luăm de la cei mai buni, pentru că sunt cei mai buni în acest moment, câștigă trofee an de an și meseria se fură. Dar trebuie să fii preocupat pentru asta. În cât timp vă vom vedea la o echipă care se bate pentru titlu? Deocamdată sunt aici și mi-aș dori, de ce nu, să mă bat la titlu cu UTA Arad. Ar fi minunat. Chiar îmi doresc asta pentru acești suporteri, pentru acești fani minunați. Sunt incredibili și uitați-vă ce condiții, ce stadion și ce condițiile de care beneficiem. Este un club sănătos, este un club care poate să se bată acolo sus fără probleme. O conducere care mi-a garantat liniștea necesară și mi-a garantat că eu sunt acela care voi decide în tot ceea ce înseamnă echipă. Cât de mult contează asta în România? Contează foarte mult în România. Nu știu cum e la noi, nu știu dacă mai beneficiem. Eu să zicem că sunt un caz fericit. Și sunteți un caz fericit, sunt, nu? Un caz fericit de câțiva ani, că și la Clinceni am fost la fel, și la media și am fost la fel în acea situație. Mă bucur că au înțeles, oamenii se pricep foarte bine la fotbal, știu foarte bine ceea ce înseamnă. Și în momentul în care am spus că dacă vreți să garantez anumite lucruri sau dacă vreți să-mi asum anumite lucruri, trebuie ca eu să decid. Pentru că eu îmi asum tot, absolut tot, începând de la jucători până la rezultate. Și atunci e normal să se întâmple așa. De cât antrenor la București, unde poate doar antrenați, mai bine în provincie, unde chiar faceți echipa? Nu am o problemă. N-are legătură București-provincie. Ba din contră, eu cred că și în București, acum nu, Doamne ferește, să nu cumva să se înțeleagă greșit sau că jignesc pe cineva, dar am fost la media și sunt la Arad și spun că este cu totul altceva, e total diferit și lumea percepe altfel fotbalul și vede altfel fotbalul. Este o lume mult mai înțelegătoare, o lume mult mai răbdătoare, să zicem, bineînțeles până la cu toții avem limite, dar este o lume care este mult mai realistă și vede lucrurile altfel. Care este visul dumneavoastră ca și antrenor? Ce vă doriți să realizați, să câștigați? Trofee, asta îmi doresc. Să reușesc să câștig trofee, să reușesc cel puțin cu o echipă din România, din campionatul nostru, să câștig cel puțin un trofeu pentru moment. Pe urmă, să ne ajute Dumnezeu să fim bine și să beneficiez în continuare de tot ceea ce înseamnă aici și în alte părți, de ce nu? Dar spun sincer că acum, fără falsă modestie, am venit să stau mult mai mult la Arad. Și pentru că se poate, pentru că există potențial și cred că putem face lucruri frumoase aici. Aici se pare că este un tot unitar, începând de la suporteri, conducere, jucători. Este o emulație perfectă și mă bucur acest lucru. Nu știu dacă am mai întâlnit până acum, nici n-aveam unde. Pentru că n-am beneficiat niciodată și pentru mine este o bucurie așa și o surpriză foarte mare. V-ați gândit dacă nu intrați în fotbal, ce meserie ați fi avut? Nu știu. Nu. Sincer nu m-am gândit niciodată. Pentru că trecerea mea de la fotbalist la antrenorat a fost foarte rapidă. De ce ați hotărât să vă faceți antrenor? A fost atras de când jucam, de când eram încă în activitate.
Și atracția mea cea mai mare, că trebuie să o recunosc, a fost când eram la, să zicem, la Timișoara și lucram cu Cosmin Olăroiu. Îmi plăcea tot ceea ce făcea el, îmi plăcea tot ceea ce antrena. Ați furat meserie de la Olăroiu? Am furat de la Olăroiu, am furat de la Nea Gigi Mulțescu, am furat de la toți antrenorii cu care eu am lucrat, de la Sorin Cârțu, de la Dorinel Munteanu. Nu v-au ieșit încă peri albi. Cum rezistați? Ba da, am, da, dar nu se văd. Vă dați cu șperei de nu, la colorant? Nu, Doamne ferește, nu. Nu-mi dau cu nimic în cap. Probabil că și, nu știu, și gena este destul de bună, dar în același timp e vorba de echilibru.